Negocierile dintre angajați și angajatorul Tenarii Silcotub stagnează deocamdată. Mare parte a muncitorilor sunt în concediu, iar fluxul de producție a fost diminuat pe perioada verii. Ultima ofertă primită la care se vor gândi până se vor întoarce la muncă este un bonus anual de 1200 de lei. În schimb, trebuie să reia munca în weekenduri. Pe perioada concediilor, negocierile dintre angajați și conducerea multinaționalei Tenaris Silcotub au rămas în coadă de pește. Ultima ofertă făcută de companie prevede acordarea unui bonus anual de 1200 de lei, în schimbul căruia cere să se muncească din nou în weekenduri. Din luna mai, de când muncitorii au declanșat protestele, marea lor majoritate au refuzat să mai muncească sâmbăta și duminica, deși pentru aceste zile erau plătiți dublu. Compania a mai propus un bonus fix de 1200 de lei brut, dacă salariații acceptă să lucreze din nou, să vină din nou să mai lucreze sâmbete, duminici. Deci un weekend suplimentar. Dar asta e o, cum să zic, e o propunere a angajatorului. Ar vrea să facem o înțelegere, un pact în afara negocierilor de contract. Adică, practic, e un fel de bonus dacă se deblochează activitatea sâmbetea și duminica, pentru că de 3 luni marea majoritate a oamenilor nu mai venit la locul sâmbătă duminică. Negocierile nu le-am încheiat, nu le-am lămurit. Părerile muncitorilor vis-a-vis de acest bonus sunt împărțite. O decizie va fi luată la toamnă, după întoarcerea din concedii. Pe de altă parte, după întâlnirea avută la București cu reprezentanții ai Ministerului Muncii, liderul de sindicat spune că a primit promisiuni că legea dialogului social va fi modificată, iar noul text al legii va ține cont și de doleanțele sindicaliștilor. Am găsit audiență și interes, da. Cel puțin până la prova contrarie, asta e părerea mea, să vedem dacă va fi și rezolvare. Cel puțin pe legea dialogului social am primit asigurări de la domnul Adrian Rândunică, care e ministru secretar de stat și se ocupă de problema asta în Ministerul Muncii. Până în toamnă se vor aduna toate observațiile și se va trece la modificare, la discuție în plen. Angajații de la Tenaris, nemulțumiți de salariile pe care le primesc, au început negocierile cu angajatorul în luna mai, dar deocamdată nu au ajuns la niciun rezultat.